Afară se noptase, trecuse de ora nouă. Țânțarii zburau în roiuri. Cu pas liniștit, George se apropie de strada semicercului numărul nouă. Prima oară trecu pe lângă casă, așa, ca să se orienteze. Privi curtea, chiar lângă genă zări intrarea de serviciu. Își continuă drumul până la colț, apoi se întoarse și intră în curte. Ușa spre demisol era descuiată. În holișorul îngust sclipea un beculeț de lanternă de doi vați. O scară îngustă în spirală cobora spre demisol. Nu era decât o singură ușă. George bătu încet. Cineva deschise ușa. În întuneric nu reuși să-l identifice. Nesigur întrebă încetişor, Bună seara, aici locuiește doamna croitoreasă? Da, era glasul Linei, intrați, nu vă descălțați. Din antreiașul neluminat, George intră sfios într-o cameră nu prea mare, cu tavanul scund. După mobilier, camera sluja și de bucătărie, și de sufragerie. George salută. O femeie în jur de 40 de ani îl întâmpină amabilă, dar reținută. Bună seara, sunt Ana. Mi-a povestit Ina de întâlnirea de dimineață. Luați loc, cel pe care l așteptați vine în îndată. În cameră era o canapea și câteva scaune, în mijloc o masă. George se așeză pe scaunul de lângă mașina de cusut și privi spre Ana. Femeia era de înălțime medie, era îmbrăcată simplu, într-o rochie neagră ce îi venea bine. Semăna mult cu fica ei. Avea trăsături plăcute. Părul îl purta strâns la spate. Avea o frunte senină. Chipul ei inspira delicatețe, dar și siguranță. Vorbirea ei, clară și nuanțată, mărturisea o pregătire școlară ce depășea condiția lor modestă. Ina își trase scaunul lângă el protectiv. Și cei doi începură să vorbească despre școală, despre Dumnezeu. În hol se auzi ușa. În cameră intră un bărbat fără să bată. Bună seara! George se ridică în picioare. Ceva mai scund ca el, omul avea fața ovală și părul pe spate. Părea familiarizat cu locul. Necunoscutul îi întinse mâna. Alexandru Costin, îmi pare bine că vă cunosc. George Manolescu. Costin zâmbi. Cei doi luară loc. Ana și Ina se retraseră discrete în camera alăturată. Ușa însă rămăsese între deschisă. Mi s-a povestit foarte puțin despre dumneavoastră, zise pastorul. Aș dori să vă cunosc. Pe cât i-ar fi fost de dificil în alte circunstanțe să vorbească despre trecutul lui, de data asta George se simți liber, neîmpiedicat. Sunt bucureștean, am aproape 56 de ani. Vreme de 25 de ani am fost magistrat la Tribunalul București. Cu trecutul meu nu mă pot lăuda. Am făcut multe rele. Dumnezeu să mă ierte pentru tot. George tăcu câteva clipe, apoi continuă. Cu doi ani în urmă am fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită. Am fost închis la pușcăria Gherla. Acolo Dumnezeu s-a îndurat de mine. Am cunoscut câțiva buni creștini, printre alții și un pastor adventist, Prânceanu. Gabriel? întrebă Costin cu nostalgie. Da, e un om deosebit. Mi-a fost coleg și prieten, completă Costin. Da, el m-a ajutat să înțeleg Evanghelia și în special Apocalipsa. Din păcate, N-am putut discuta de toate. Am rămas cu o serie întreagă de nelămuriri, mai ales în chestiuni teologice. Cu epistolele lui Pavel, am fost liberat doar de câteva zile și caut pe cineva care să mă instruiască. Acum locuiți în București? întrebă pastorul. Da, la soclul meu deocamdată. El e creștin evanghelic, chiar ieri am avut o discuție despre lege și har. Văd că îl deranjează atașamentul meu față de lege, mai ales față de sabat. La gherla am înțeles că sabatul este semnul lui Dumnezeu. Aveți familie? întrebă pastorul. Am avut. Am pierdut tot. Familie, casă, slujbă. Tot ce mă mai interesează este Dumnezeu. George Tăcu în ochii lui se-i viră scântei. Tot timpul, Costin îl urmărise cu atenție. Îi cerceta fiecare clipire, fiecare tesărire a feței. Voia să capete certitudinea că omul din fața lui era sincer și nu un copoi. Când George sfârși, Costin îi se adresă. Frate, Dumnezeu te iubește. Fii fericit că l-ai descoperit și că l iubești. Cine are pe fiul, are viața, cum scrie la 1 Ioan 5 cu Bucură-te de mântuirea pe care el o oferă gratis prin har, chiar dacă n-ai pătruns în toată teologia lui Pavel. Ana revenind bucătărie. În urma mamei se furișă și Ina și mândră lua loc lângă George. Ana luă două pahare din dulap, le șterse cu un ștergar, le umplu cu apă și le puse pe o tavă pentru oaspeți. George urmărea mișcările ei de o eleganță naturală. Chipul Anei, liniștit, mărturisea o profunzime sufletească aparte. Mulțumesc, chiar mi-era sete. Sorbi câteva guri apa avea gust de clor. Dacă ele o beau, înseamnă că o pot bea și eu. Gestul contează. Costin continuă. În ce privește învățătura, un om mântuit nu se mulțumește să rămână doar la stadiul de început. Drumul cunoașterii este un progres continuu. Apreciez că dorești să crești. Uite, frate, putem stabili un program de întâlniri. Putem să ne vedem unde îți convine, la tine sau în altă parte. Puteți să vă întâlniți și aici, zise liniștitana. Atitudinea deschisă a celor din casă îi infuza curaj lui George. Um, domnul Costin, între copiii lui Dumnezeu, spuse Costin, protocolul poate lipsi. Ce-ar fi să ne adresăm frățește pe nume? <laughs> să încerc, zise George. Aș fi vrut să te întreb dacă am putea începe chiar acum. Ochii lui Costin se întoarce în întrebător către Ana. Ea dă două afirmativ din cap. Costin își consultă ceasul. N-aș putea sta foarte mult. Cu ce vrei să începem? Dacă crezi că e potrivit, spuse George, chiar cu subiectul lansat de socul meu, diferența dintre vechiul testament și Noul Testament, apoi raportul dintre lege și har, eventual sabatul, Costin Zâmbi. George, sunt cel puțin trei mari subiecte. Nu le putem epuiza în seara asta, dar putem introduce prima temă, și anume, dacă mai este valabil Vechiul Testament. Și dacă și-a încheiat rolul odată cu venirea lui Isus Hristos. Uite, chiar am la mine un set de studii biblice. Ai Biblia cu tine? Și George scoase din buzunar cărticica. Biblia lui nouă o lăsase acasă, fiind prea mare suporte cu el. oh, nu, spuse Costin, pentru studiu e nevoie de Biblia întreagă. Ana, adu te rog, o Biblie și niște hârtie, te rog. Ina se repezi prima și aduse din dormitor Biblia mamei. Ana lua de pe pufet un cai de școală, la urmă erau câteva pagini goale. Îl deschise și îl puse pe masă. George o urmărea. Lu apoi Biblia ei și o frunzării. E studiată, e muncită. Să investigăm mai întâi ce afirmă Noul Testament despre Vechiul Testament, zise Costin. Iată două declarații fundamentale ale lui Isus. O clipă, zise George, vreau să notez ideile. Luă caietul, detașă o foaie, cu pixul în mână așteptă informația. Să citim mai întâi Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu versetul 35. Uite, scriptura nu poate fi desfințată. Și Costin își ridică privirea. Spune George, la ce se referă termenul de scriptură din cuvintele lui Isus? Hmm, la Vechiul și Noul Testament. Nu, nu, mai gândește-te odată. Gândește-te care era componența scripturii la data când Isus rostea aceste cuvinte. Spunem, erau deja Evangheliile scrise sau epistolele lui Pavel? Era Apocalipsa? Ah, ai dreptate, costin la data aceea Scriptura nu conținea decât Vechiul Testament. Vezi? Iisus declară solemn că cele 39 de cărți ale Vechiului Testament își păstează toată autoritatea și rămân în vicoare. Scriptura nu poate fi desfințată. Bun. Te rog, deschide acum la Luca 16 cu 31 la al doilea argument. Ina îl ajută să găsească locul. Și George citi. Dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă cineva ar învia din morți. Erau cuvintele lui Isus. Ce înțelegi în declarația lui Isus, George? întrebă Costin. Că de ascultarea de Moise și proroci, adică mai exact de ce? De ce anume? Moise Înseamnă cele cinci cărți scrise de Moise, zise Costin, de la Geneza până la Deuteronom. Acestea compuneau Tora, adică legea, iar prorocii se referă la celelalte cărți ale Vechiului Testament. Și acum, ce înțelegi din cuvintele lui Isus? Eu înțeleg că. Că ascultarea de Vechiul Testament este condiția de a crede în învierea morților. Aproximativ bine, zise Costin. Ce crezi? La cui înviere face aluzie Isus? Păi la sa. Indirect, corect, da. Mesajul său este însă acesta. Ascultarea de legea și prorocii Vechiului Testament constituie condiția pentru o credință autentică în Isus cel înviat. Și este numai logic, căci dacă respingi cuvântul scris, revelația lui Dumnezeu, cum vei accepta cuvântul întrupat? Pentru că la Evanghelia după Ioan 1 cu 14 scrie: Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Costin se aplecă și scoase din geantă niște foi. Uite, George, am scos cele mai importante texte în care se descoperă poziția lui Isus față de Vechiul Testament. Iar din coace, mai jos, găsești declarațiile apostolului Pavel cu privire la Vechiul Testament. Aș vrea să le notez, zise George. George se puse pe copiat toate însemnările lui Costin. Hmm, foarte clar, conchise George după ce scrise ultimul verset. Dar nu înțeleg de unde vine această respingere a vechiului testament. Hei, George, asta este o altă poveste, spuse Costin. Nu e din Biblie, e din istoria creștinismului. Și Costin depănă încet o secvență din istoria tulburată a primelor secole creștine – discret, Ana se așezase pe un scaun lângă chiuvetă. Ina se trăsese puțin câte puțin lângă George. El îi înțelese intenția. Își puse mâna pe umărul ei subțirel, spre bucuria fetiței. După înălțarea lui Isus, continuă Costin, apostolii au propovăduit Evanghelia la orice neam, cu un imens succes. Păgânii se converteau cu miile, doar că apăruse o problemă neînsemnată la început. Cu timpul însă, problema a devenit cea mai mare amenințare pentru creștinism. Era modul în care învățații și filozofii păgâni traduceau mesajul Evangheliei în mentalitatea lor păgână. Aici, Costin se opri și desenă un dreptunghi pe care îl hașură negru. Iar deasupra lui creionă o carte. Vezi, George, orice om, când primește o informație, o clădește peste cunoștințele acumulate anterior, ca pe o temelie. În funcție de concepția dictată de cunoștințele anterioare, omul traduce informația respectivă corect sau fals. Dacă în materie de religie, temelia a fost mitologia politeistă, ascultătorul avea să importe mesajul lui Hristos în concepția sa politeistă. În acest fel, Evanghelia a fost altoită în păgânism. Așa s-a născut curentul de interpretare numit gnosticism. Numele vine de la pretenția acestor filozofi recent convertiți care ar fi primit un gnosis, adică o cunoștință secretă direct de la apostoli. Era clar o minciună. Apostolii mori înainte ca ei să apară pe scenă. Gnosticismul acesta a înflorit în secolul II și a dăinuit până prin secolul V. Cei mai influenți gnostici au fondat școli proprii în Egipt, Siria, Palestina și Roma de exemplu Simon Magul la sfârșitul secolului I în Iudeia, Saturninus în secolul II în Antiohia, Basilides în secolul II în Alexandria, Marcion în secolul II în Roma, Valentinus în secolul II în Alexandria și Roma, ei și mai sunt și alții. Învățăturile lor difereau în multe privințe între ele. Totuși, aveau în comun câteva concepții preluate din politeism, și anume, că inițial ar fi existat un Dumnezeu suprem și imaterial numit Pleroma. Acesta ar fi produs niște emanații divine, un fel de dumnezeiași, dumnezei mai mici, numiți eoni. Unul dintre eoni, numit Demiurg, luat de la Platon, pe care gnosticii l-au identificat cu Iahveh, cu Dumnezeul evreilor din Biblie, s-ar fi revoltat cică împotriva Dumnezeului Pleroma. Acest demiurg era considerat Dumnezeul local al evreilor. El, ci că ar fi adus la existență materia imperfectă, trecătoare, iluzorie. asta e platonism curat. Astfel, ziceau gnosticii, acest Iahve a pervertit universul imaterial, perfect și etern. În această materie, el a întemnițat spiritele imateriale, dându-le trupul de carne. Așa ar fi apărut oamenii. Și, ca să-și arate toată răutatea, acest Dumnezeu al evreilor i-a încarcerat pe oameni într-o mulțime de legi grele și aspre, legile Vechiului Testament, legile lui Iahve. Pentru că omul nu era în stare să împlinească legile astea grele, Iahve i-a pedepsit, pe Adam l-a izgonit din rai, pe urmașii lui i-a nimicit prin potop, pe cei din Sodoma și Gomora i-a ars cu foc. Nu mai înțeleg nimic, zise George. Ce are face aberația asta cu creștinismul? Stai să vezi, zise Costin. Povestea lor spune că Dumnezeul cel bun, Pleroma, vrând să-l distrugă pe Iahve și să scape sufletele de trup, a trimis un alt eon pe Isus. El proclama o altă lege, iubirea și o altă lume imaterială, împărăția cerurilor. Ci că prin moartea sa el a zdrobit pe Iahve de miurgul, i-a anulat legile, a nimicit materia și a eliberat spiritele din carapacea trupului, slobozindu-le în eter. George și fetița Ina ascultau povestea cu mare mirare. Costin îl întreba: După această lungă poveste, înțelegi de unde provine conflictul dintre Vechiul și Noul Testament? Este o idee pur gnostică. Din nefericire, majoritatea creștinătății crede cu inocență această erezie, ca și când este adevărul curat. De la acești ilustri gnostici a rămas credința în nemurirea Sufletului. Și urcarea lui în eter, în cer. Dar și credința politeistă în existența unei cohorte de eoni sau sfinți, care la rândul lor mijlocesc pentru cei vii, și apoi ideea că Dumnezeul Vechiului Testament este crud și răzbunător, că legile sale au fost anulate de Isus, că trupul, trupul acesta este păcatul însuși, iar mortificarea trupului este sfințirea de unde se și trage monahismul și ideea virginității perpetue, oh și multe altele. Cu nedumerirea zugrăvită pe chip, George îi Incredibil! De ce nu știu creștinii lucrurile acestea? Ei, George, îți amintești de Marea Luptă? Există o strategie perfidă și un lanț de instituții religioase care țin oamenii în necunoștință, departe de lumină. Ah, aș dori să început George, dar nu continuă. În clipa aceea se auzi un fel de băzit și Costin ridică mâna alertat, cerând liniște. Scoase din buzunar un fel de jucărie electronică. Pe cranul instrumentului apărură niște litere în mișcare. După câteva secunde, Costin îi se adresă Anei. Ana, Mircea ne anunță că de câtva timp o dronă supraveghează zona. Apoi, întorcându-se spre George, continuă. Guvernanții noi ordini nu sunt prea fericiți cu noi. Caută să monitorizeze și să reducă la tăcere pe toți cei care li se împotrivesc. Oare n-ar fi bine să ne rugăm? Întrebă Ana. Cei trei se așternură pe genunchi. urmându le exemplul, George în genunchi și el. Ana se rugă. Doamne, în numele lui Isus Hristos, te rugăm, ocrotește-ne. Nimicește lucrarea celui rău și gonește teama din sufletul nostru. Dă-ne curajul să stăm lângă tine îți mulțumim că tu ești aici și că ne asculți. În timp ce George se așeza la loc pe scaun, Costin sugeră. Cred că trebuie să ne oprim aici. Ăștia au tehnologie să asculte și ce vorbim chiar în acest demisol. Stătură câteva minute în liniște. Ina se chemui lângă George, și începură să șușotească. După o vreme, Ana îi spuse pastorului în șoaptă, Costin, cred că ar fi bine să iasă întâi George și să o ia în jos spre gară. După o vreme o să iei și tu, însoțit de Ina. Tot ce s-ar putea vedea va fi doar o scenă nevinovată. George își luă foile și carticica, Noul Testament. Se ridică și înainte de a porni spre ușă, Întrebă încet pe Costin. Când am putea continua? Am mare nevoie. Stabilim prin mesaje, îi răspunse George. Ana e o legătură bună. Vezi, când trimiți un SMS, scrie cât mai codificat. Ai înțeles? Da, Costin, mulțumesc. Sărut mâna, Ana. Pa, Ina. Afară era răcoare, era liniște pe străzi. Un cărăbuș zbârnăia prin frunzișul copacului de lângă poartă. A, ba nu! O dronă a trecut pe deasupra capului său. Cu o detentă sportivă întinse pasul spre care, ca unul hotărât să prindă trenul. Pe drum trăgea curechea după cărăbuș. Nu se mai auzea. Eliberat de teamă, Gândul ei se reîntoarse spre ceasul petrecut la Ina. Ce oameni minunați! Mănuța ei subțire și Costin aș vrea să cunosc Biblia ca ei. Și Ana, ce credință! Câtă pace. Și George oftă din rărunchi. Am bătrnit cât ar fi dorit el să aibă o familie adevărată.